Ministrul Tineretului și Sportului Ion Ciobanu, care este membru al Partidului Liberal, a vorbit despre aderarea mai multor oameni din sport la Partidul Liberal Democrat. Eu merg de la aceea că fiecare cetățean al Republica Moldova este liber, sportul este apolitic și așa trebuie să fie. Și Comitetul Național Olimpic este apolitic. Și vă invit să citiți în acest sens statutul Comitetului Național Olimpic. Păi atunci statutul. Dânsul este președintele Comitetului Național Olimpic și dânsul trebuie să dea explicațiile de rigoare. Ion Ciobanu a mai declarat că problemele politice dintre cele două maluri ale ministrului rămân în afara sportului. Nu există o diferențiere în sportul de performanță pe criterii transnistrean, netransnistrean și așa mai departe, pe ce mal ești domiciliar. Ciobanu a mai adăugat că fără acordul autorităților de la Chișinău, sportivii din Transnistria nici nu pot participa la competiții. Transnistria nu poate să aibă federații independente. Deoarece nu este recunoscut statul transnistrian, nu pot să aibă nici federații independente. Neavând federații independente, nu pot să participe la campionatele internaționale, europene, mondiale, olimpiade. Prin urmare, sunt, dacă vreți, nevoiți să colaboreze cu noi și să meargă la regulile noastre de joc.